Salut, salut! E foarte fain astăzi, afară plouă, e ud și am gândit să ies la o plimbare prin pădure. Am mai înregistrat mai devreme legat de nevoia oamenilor de a-și spune năcazul și cum poți să-i ajuți în caz că ești o persoană care are pasiune să dea de la suflet și pentru alții. Asta în caz că ai. Cei care au sufletul mic și n-au nici pentru ei, n-au cum să dea, pentru că sufletul lor este în stare de conservare a energiei și va genera gânduri și emoții care duce la păstrarea acestei energii doar pentru ei. Și în lumea materială, acești oameni se manifestă ca oameni mai egoiști, oameni care nu le pasă de năcazul altuia, care nu se vor opri din drumul lor să dea o mână de ajutor altora la năcaz, oameni care, mulți dintre ei sunt foarte avari și adună și adună, adună, adună și chiar dacă au mult, nu vor da, deci aia sunt oameni cu sufletul mic. Chiar oameni cu mulți bani și faimă și măreție, de fapt e doar trupul de ei în care au adunat, au acumulat, au acumulat datorită lipsei lor de iubire. Dar acei oameni nu te vor ajuta la necaz și trebuie să-i recunoști ca dacă vreodată ai vreun necaz, să nu-ți faci speranțe că te duci la ei și vei avea o ieșire. Este foarte comun să vezi oameni care sunt foarte năcăjiți și să duc și să alipesc pe lângă cei bogați, cei care îți plin de bani. Și acei oameni năcăjiți, săraci și cu durere speră ca omul bogat să-i dea vreodată când acest sărac are nevoie. Din păcate, în cele mai multe cazuri nu se întâmplă asta. Din păcate, acela care e bogat va primi mai mult. De ce? Pentru că va exploata necazul săracului. Și vei vedea oameni care se duc și lucrează la patron, lucrează la boier, lucrează la fabrica acutare, la uzină și își dau și sufletul pentru acea persoană, doar pentru că acea persoană arată avuție, arată putere. Și, de fapt, cel care are avuție și putere și capacitate financiară, de fapt, se folosește de slăbiciunea acestui suflet la necaz, acestui suflet slab, și îl fură și mai mult. Îl folosește ca și sclav și sclavul ăsta spiritual, omul ăsta sărac la suflet sau la necaz, de fapt, își vinde sufletul pentru foarte puțin. El nu știe valorile sale personale și își dă sufletul pentru nimic. Și de-aia vezi oameni care sunt așa de năcăjiți, așa de pârliți și lucrează la patroni foarte bogați, care nici măcar nu plătesc la timp. Ca să vezi contrastul ăla și să vezi unde șede diavolul. Cum îl bagă diavolul pe omul care e la năcaz, îl bagă și mai tare în gaură. Omul se duce la distrugere singur, ca și cum se duce singur la ghilotină. Pentru că acest om nu știe, nu îi se spune, nimeni nu îi spune cum să se ferească. Nu îi deschide nimeni ochiul spiritual și acest om la năcaz, în general, când este atacat și slab de suflet, lipsit de aceste puteri spirituale de la Dumnezeu. Deci nu că Dumnezeu nu-i dă, dar acest om le consumă, le irosește. Acest om va intra la vicii și la acțiuni păcătoase, care îl consumă și mai mult. De ce? Pentru că omul fiind vulnerabil, cade la păcălelele diabolice și își va distruge sufletul și mai tare. Ca să îți dau așa o explicație simplistă de ce
omului sărac nici boii nu-i trag. De ce ăla bogat se îmbogățește și mai tare. Deci trebuie să vezi cine lucrează cu diavolul. Cei bogați, nu toți lucrează cu forțele diavolului. Dar sunt foarte mulți bogați care, manipulați de forțele diabolice, de fapt fură din sufletele altora pe care îi suge de putere. Și aceste spirite diabolice, aceste duhuri rele, de fapt se bucură de această energie. Pentru că ce înseamnă duh rău? Este un spirit lipsit de iubire, care a fost alungat de la Dumnezeu. Acum, cum funcționează, nu știu, poate întreb la biserică, poate ea știu mai mult, eu nu le știu. Eu le observ și am început să le înțeleg și zic, aha, poveștile astea de la biserică se cam potrivesc, se cam adeveresc în lumea noastră, așa cum o înțelegem noi. Eu am ieșit un pic la plimbare și să revin la ce voiam să zic mai devreme. Vezi oameni la năcaz care îți spun, vai ce aș face și eu, vai ce aș vrea și eu bogăția aia, aș vrea și eu să ajung nu știu unde. Dar vezi că ei n-au putere să facă efortul ăla, să iasă din zona lor de confort, ca ei să poată să crească sufletește și material și spiritual, ca să se ridice din gaura în care se află.